Producătorii de floarea soarelui acuză pierderi enorme cauzate în mare parte de seceta din acest an. În localitățile în care nu a plouat, roada este cu aproape 50% mai mică față de anul trecut. Agenții economici speră să-și poată recupera cel puțin cheltuielile. Imediat să-i însculăm, la ora 7 suntem în brigadă. Ungem, suflăm, pregătim tehnica pentru cam puțin, slab, pentru că nu a fost ploi. Nu a fost umiditate la pământ, slăbuț, cum față de alt ani precedenți. Mihail Goncerenco din satul Mărândeni, raionul Fălești, prelucrează 570 de hectare de plantații de floarea soarelui. Agricultorul și-a pierdut speranța să înregistreze profit în acest an. A fost un an foarte nefavorabil pentru culturile agricole. Dacă anul trecut am avut 3 tone 800 în medie, de pe 470-500 de hectare. Anul acesta să avem poate undeva o tonă, 200, o tonă, 300 în mijlociu. Asta e roada murdară. O mai curățim la fățare și rămâne undeva o tonă, 200, dacă o să avem curată, care o să putem să realizăm și să luăm ceva finanță. Pe lângă secetă și prețurile de achiziție mai mici oferite de procesatori, îi fac pe agricultori să lucreze în pierdere. Anul trecut, măcar dacă a fost și mult roadă, a fost și prețul, a ajuns și la 17, la 18 lei kilogramul. Anul acesta, la ziua de astăzi, nu ne propun 10 lei. Marți, 6 septembrie, printr-o decizie a Comisiei Situații Excepționale, Combinatul de Prelucrare a Semințelor din Bălți a recăpătat dreptul de a deduce TVA-ul din vânzări, pe care îl pierduse pe 18 mai. Agenții economici spun că imediat după ce a fost anunțată decizia, procesatorul le-a făcut oferte mai generoase la prețurile de achiziție. El deodată și s-a simțit că până ieri prețul la floarea soală era 10 lei pe piață, care ne propuneau, ne sunau și ne propuneau 10 lei, dar chiar și floarea soarelui, combinatul de prelucrare, ne propuneau 10. Astăzi ne-au sunat specialiștii de acolo și ne-au propus 10,85. De acum cu 85 de bănuți, dar 85 de bănuți e clar. În prezent, prețul unui litru de ulei rafinat pe piața internă variază între 34 și 40 de lei.